Billy Bob în fața. Billy își impune ritmul. Hai să vedem ce se mai întâmplă. Abia au trecut 1 minut și jumătate. Ce-a gratat pe Carson, cel mai bun timp în calificări. Hai să vedem. Jerry! Strânge la Billy Bob. Iată-i, se văd ochii de ochi. Johnny simte nervos și curbe sânge. Îl apropie pe Billy Bob. Billy Bob este singur care reușește să facă întoarcerea scurtă acolo. E câștigă 2-3 secunde la fiecare trecere. Johnny Walker se apropie de el. Între ei sunt acum întârziați. Hai să vedem cât de repede trece Johnny, de tot întârziați. Timp e în fața lui. E într-o poziție bună să depășească. Hai să vedem ce se întâmplă cu Billy Bob. Billy Bob întoarce. Johnny este vizibil încurcat acolo. Johnny pierde timp. Prețios din păcate. La distanța asta am fost de fiecare dată Billy Bob în fața lui Johnny. Acum s-au inversat rolurile. Hai să vedem dacă Billy Bob poate să reușească într-un minut ce a reușit să facă Johnny în 6. Johnny Walker, totuși. Johnny Walker, teoretic, mai are 2 tururi. El este liderul. Singur tur și Johnny poate să spună ceva ce a spus Lars anul ăsta. Johnny Walker, lider! Final! Finala 1, Super Enduro, BT Arena, Cluj, România 2024. Mi-a spus că scrie istorie, una din cele mai spectaculoase curse pe care le-am văzut la Super Enduro. Billy obișnuit să fie în față, a pierdut multele în fața lui Johnny Walker și mai are 2 șanse seara asta să facă punctează încât să câștige în România. Vă rog să facem energie pentru Johnny Walker! Și puțină energie pentru Billy!
Și din nou sub stela ia Holșov, SRM3. Va fi foarte greu, va fi vântare mare. Nu știu dacă este suficient de a sub stela să-l facă pe Eșter. Eșter are două victorii. Important este câți piloți pune sub stela între el și Eșter. Începe duelul adevărat între cei doi pretendenți la titlul de campion mondial junior Super Enduro 2024. Puteți aplaudați, puteți să faceți gălăgie când ești în atacat pe sub stela. Hai să-i dăm la Eșter, ar fi interesant să bată trei pași din trei. Eșter, sub stela. Thank you.
un gentleman și l-a lăsat și pe Johnny să treacă fără să-l încurce. Începe duelul. Vom avea duelul fiecare rep. Sunt câteva zone doar unde se poate depăși. Pilotii sunt foarte egali. Billy Bolt, un pilot puternic, violent, nebun. Johnny Walker, un pilot calculat cu flow, care a demonstrat că reușește să țină în control. Hai să vedem cine bate finala grupelor 3, Super Enduro, România! Multe secunde pentru Johnny.
Nu știu dacă putem spune pe joc care e închisă, e multă sper pentru Jori. Se mai poate întâmpla ceva. Se mai poate întâmpla ceva. Sau nu se mai poate întâmpla nimic. Aproape jumătate de tur pentru Billy Ball și România au nevoie de energie, de poți ridica în picioare pentru ultima oară a noastră. Și se îndepărtează la puncte, la nivel mondial.